Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu știu dacă mi-aș dori să fiu acum elev de clasa 6-a, 7-a. Un nou ministru al educației, o nouă interpretare și schimbare a legii învățământului. Doamna Ligia Deca, nou ministru, ar vrea ca pentru admiterea în clasa 9 toate liceele din întreaga țară să poată organiza concurs pe 90% din locuri, acolo unde există concurență. Deci dacă la liceul respectiv au fost mai multe cereri decât locuri la examenul precedent de evaluare națională, iar pentru restul de 10% să conteze nota de la evaluarea națională. Aceste prevederi apar într-un proiect de modificare a legii învățământului preuniversitar. Doamna Deca este de părere că doar repartizarea computerizată, bazată pe română și matematică, așa cum se face acum, duce la numeroase cazuri în care elevii constată că după repartizare nu li se potrivesc profilul sau liceul respectiv și cer transferul. Doamna ministru consideră că dacă elevii ar avea posibilitatea să dea examen direct la liceul pe care îl vizează, la un profil anume, să zicem că vor ei mate info sau, nu știu, un alt profil care există. Da. Mie biologie, că nu știu exact care sunt toate aceste... Da, asta științele naturii, da. Mate info... Dacă mate ar avea fizic. Această posibilitate, ar fi mai bine pentru educația lor. De precizat și că, potrivit proiectului de lege, decizia organizării unei probe separate de admitere va fi exclusiv a liceelor, care vor trebui să anunțe la ce discipline vor testa elevii cu un an înainte de a organiza concursul. Iar acest sistem va intra în vigoare la 4 ani după adoptarea legii. Stai puțin, că eu știu că intră la anul, că femeie clasa 7 acum. Și am înțeles că a stabilit domnul Câmpeanu că la colegiile naționale se dă examen separat pentru și tot așa, cu 90%, 10%. Da, dar sistemul acesta propus de Ligia Deca, din câte înțeleg, ar urma să extindă modelul, nu doar la colegiile naționale, ci la toate liceele la care există concurență. Și, practic, mai sunt și alte condiții, însă atât asociațiile elevilor cât și Federația Părinților se opun categoric acestor propuneri. De ce? L-am sunat pe Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Părinților. Bună dimineața, domnule Cristache! Bună dimineața! Care e problema, din punctul dumneavoastră de vedere? Nu aș zice că trebuie să vorbim de o problemă, ci vorbim de niște principii. Da. Punctul nostru de vedere nu trebuie să fie opozabil unui anume ministru după nume, ci unui principiu elaborat de către Ministerul Educației. Exact cum spunea și dumneavoastră, în prima fază, atunci când domnul Câmpeanu era ministru, s-a venit cu această propunere. În varianta inițială de către domnul Câmpeanu era vorba de o preadmitere. O preadmitere care se făcea înaintea evaluării naționale. Acum, într-adevăr, sunt niște schimbări de fond la acest proiect, în sensul în care această admitere nu mai este preadmitere, se dă după evaluarea națională, în sensul în care aceste subiecte, ceea ce ar reprezenta un plus dacă se menține această idee, sunt elaborate de către Ministerul Educației. Da. Asta este partea de schimbare față de varianta inițială și, într-adevăr, procentul de 90% prin care fiecare colegiu poate să scoată la concurs numărul de locuri era și în varianta Câmpeanu, numai că sunt niște probleme la modul în care, 1. Înainte de a veni cu un argument, trebuie să vă spun că sunt obligat să reprezint majoritatea. Ce înseamnă asta? În momentul când domnul Câmpeanu a venit cu acest proiect legislativ, cu această idee de preadmitere sau admitere în situația doamnei ministru Ligia, noi am inițiat un sondaj la care au răspuns în jur de 62.000 de părinți. Acolo răspunsul părinților, într-un procent de 65%, este că nu-și doresc această schimbare a evaluării naționale, în sensul în care majoritatea consideră, și nu numai părinții, să știți că și mare parte dintre profesori spun că cel mai bun lucru de la legea actuală, de la legea care este în vigoare, este această admitere computerizată prin care elevii sunt repartizați corespunzător la liceele pe care ei și le doresc în funcție de opțiunile pe care le visează. Sigur că procentul de 65% poate să fie contestat în sensul în care poate spune oricine. Bine, dar părinții pot fi subiectivi, elevii pot fi subiectivi, nu au nevoie de o testare suplimentară. Problema pe care noi aducem în atenția Ministerului este că vor apărea aceste clivaje. Știți foarte bine că la aceste colegii de top, într-un procent major, intră în general copiii care nu au un bagaj de competențe pentru că așa s-au născut ei, ci pentru că pur și simplu au noroc să nască în niște familii care au parte de o educație și de o componentă financiară, astfel încât să-i ajute cu această industrie paralelă numită meditație. În situația în care vor fi testați suplimentar, vă dați seama că efortul pentru acei copii din mediul rural care mai aveau o țără de șansă să intre la aceste colegii pe baza evaluării naționale scade semnificativ. O altă problemă. Evaluarea națională este o etapă de parcurs. Exact cum spune numele. Evaluez. Ceea ce se întâmplă acum prin această propunere devine un concurs în toată regula. Ceea ce nu este normal. Pentru că vorbim de evaluare la finalul claselor a 8-a, o etapă de parcurs în cadrul unui învățământ obligatoriu care este până la finalul clasei a 12-a. Da, domnul Cristache, dar evaluare, chiar dacă îi spune evaluare, de fapt tot un concurs este că în funcție de note copiii ajung într-o parte sau în alta. Cei care au note mai mari la licee considerate mai bune, cei cu note mai slabe la licee mai slabe. Adică tot un concurs, nu contează că îi spunem evaluare. Nu e o chestie de semantică aici, nu? E o chestie de semantică și de aceea vă spun că trebuie să ne uităm ceea ce ne dorim. Ne dorim o evaluare de etapă astfel încât să intervenim ulterior la nivel de programă pentru liceu sau ne dorim într-adevăr un concurs în adevăratul sens al cuvântului, dar pentru acest lucru acești elevi trebuie pregătiți începând cu clasa pregătitoare. Aici voiam să ajung. Este foarte important modul de predare și trebuie să te raportezi la același lucru când vorbim de evaluare. Una este să-ți dorești, într-adevăr, cum spune doamna ministru, să ai parte de concurs astfel încât să testezi competențele cheie, cele 8 la nivel european și nu doar la matematică și română. Și alta este să-ți dorești această evaluare, dar partea de predare, de instruire și de evaluare la școală diferă foarte, foarte mult. Ai nevoie de consiliere. Acest lucru pe care și-l dorește doamna ministru acum se poate rezolva printr-o orientare la nivelul pentru acești copii, începând cu clasa 5-a și cu clasa 6-a. Acești copii, pe baza evaluărilor de la clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a, pot fi conciliați în gimnaziu, astfel încât să știe ce filieră își doresc. E nevoie de un concurs. Păi da, și dacă își doresc, de exemplu, biologie, chimie, ei trebuie să dea examen la matematică română, dar ei sunt pasionați și au o inclinație naturală spre biologie, chimie. Asta e argumentul domnului ministru. Atunci teza, limba și literatura română, este absolut normal să vorbim de un punct fix și dai voie să meargă spre acel colegiu și te testezi la biologie, nu mai te testezi la matematică. Dacă vrei să te duci spre profilul uman, dacă mergem în logica dumneavoastră, care este corectă până la un punct, atunci îl testezi la română, la geografie și la istorie. Dacă vrei să te duci pe profil real, atunci îl testezi la română, matematică și poți să-l testezi și la informatică. De aceea vă spun că, până la urmă, toată presiunea asta obositim copiii din mediul rural care nu au parte de un act de predare, de instruire, învățare și evaluare corespunzător. Ei vor simți acest șoc. Pentru că vorbim de niște meditații suplimentare pe care trebuie să le facă acești copii. Asta este una dintre probleme. Altă problemă. Aceste colegii vor anunța la începutul anului la ce discipline vor testa. Da. Păi credeți că este suficient să anunți la începutul clasei, la începutul anului, din anul respectiv, pe evaluarea respectivă și n-ar fi normal, începând cu clasa 5-a, să știi pentru colegiul respectiv la ce discipline vei fi testat suplimentar? Nu li se pare normal să știe măcar cu 4 ani de zile înainte și nu cu 6 luni de zile înainte la ce vei fi testat? Cum te pregătești tu suplimentar pentru acea disciplină? Într-un interval de 5-6 luni. Noi vreau să vă spun că nu refuz 100% ideea, deși încă o dată vă spun, mandatul meu este unul prin care trebuie să transmit ceea ce își doresc părinți. Sondajul spune foarte clar, la 60.000 de părinți, 65% au spus nu. Deci ăsta este primul lucru pe care trebuie să faci, chiar dacă n-ar fi fost sondajul ăsta, părerea noastră, care ar fi fost părerea noastră personală? La evaluarea națională se poate lua în calcul o astfel de variantă, dar cu schimbări de fond înainte. Adică nu vreau să punem căruța înaintea cailor. Vreau să ne asigurăm că avem un parcurs corect începând cu clasa pregătitoare, că elevii sunt pregătiți pentru modul în care ei dobândesc niște competențe și abilități, nu doar social, așa cum îi spunem noi, pentru că, din păcate, asta se întâmplă în acest moment în sistemul educațional. Vorbim de o copiere de comportament și nu de dobândire de competențe și abilități în adevăratul sens al cuvântului. Foarte interesant. Colegul meu, mai avem câteva minute, colegul meu, Luca Pastia, o întrebare. Domnule Cristache, eu vreau să vă rog să ne lămuriți, până la urmă, varianta Câmpeanu, cea cu examen separat la colegiile naționale, intră în vigoare de anul viitor, au ba? Nu, în acest moment nu. Vom ține cont, legea inițiată acum de către doamna Ligia, care are o schimbare de fond față de ceea ce spunea domnul ministru Câmpeanu, va intra în vigoare cu 2023 și așa cum apare în acest proiect, încep pentru elevii de la clasele a 5-a. N-ai cum să vii cu o schimbare peste noapte, într-un an, doi. Singurul lucru care se modifică începând cu 2023, nu se va mai ține cont de media inclusiv de media, procentul acela de 20%, care știți foarte bine că noi vorbim tradițional, sau cum spunem noi, că dăteau note din burtă și procentul acela contau acolo unde, într-adevăr, exista o concurență foarte mare la colegiile de top. Și referitor la ceea ce își doresc aceste colegii. Oricum, la aceste colegii intră tot cei mai buni copii, cei mai buni elevi. În momentul când intri cu 9,80-9,90. Dacă vrei să faci o diferență reală între un elev care poate să fie de 8 și poate să ia 9,80 la evaluare națională pe baza unor subiecte de nivel mediu sau submediu, atunci te poți asigura tu, Ministerul Educației, că croiești niște subiecte, astfel încât la evaluarea națională, la final, să nu mai fie 9,90 ultima. Corect. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în Deșteptarea Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Părinților. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.